Eugenia Soltan este învățătoare în școala din Puhoi. Am găsit-o măturând prin o gradă, deși afară încă nu se luminase de binelea. De la ce oră v-ați trezit? Nici ora 6. De dimineață trebuie să te scoli, să le reușești pe toate. Eugenia Soltan este învățătoare de 30 de ani. Cu o experiență uriașă în spate, salariul ei abia de ajunge la 4.000 de lei. Nu ar supraviețui dacă nu ar avea casă, grădină și animale pe lângă casă. Așa că, la fel ca mulți alți dascăli, este nevoită să-și răsuflece mânecele și să muncească cot la cot cu familia sa. Punctuală, bine organizată, dar și iute de picior, împreună cu soțul s-a grăbit să rezolve rapid treburile matinale. Pregătim să-i hrănim, trebuie să aibă destulă mâncare. Reușim să le facem toate bine. Facem toate lucrurile care trebuie acasă, animalele și pe urmă la serviciu amândoi. Nu este mare diferență între atitudinea ei față de mine și față de copii, ei de la școală. După ce a alergat prin grădină și coștirețe, doamna învățătoare se pregătește de școală. Știe că un dascăl trebuie să inspire încredere și să fie un exemplu pentru elevi, așa că este atentă la toate detaliile. Să mai am ceva grijă și de mine, pentru că 23 de perechi de ochișori mă așteaptă. La ora 7:30, Eugenia Soltan își pune geanta pe umăr și o sacoșă plină cu referate și pornește la școală. Acesta este drumul ce mă leagă o viață întreagă de casă și școală. Bună dimineața! După 30 de minute de mers pe jos, pe drumurile sparte, acoperite aici-colo cu pietriș, a ajuns la școală. Aici se simte cel mai bine, uită de toate grijile de acasă, iar copiii o întâmpină cu căldură și zâmbetele inocente. Bună dimineața! Și eu mă cuprind și bun ce pe toți. Vreau să-mi doriți și voi. Așa, cât de bine e! În cei 30 de ani de activitate, Eugenia Soltan a crescut multe generații. Atât elevii ei actuali, cât și cei din promoțiile anterioare îi sunt foarte recunoscători pentru omenia și bunătatea ei. Vă punem note bune? Da, dacă suntem buni și învățăm bine. Cu nostalgie mi-aduc aminte de activitățile care le făceam împreună, pentru că doamna Eugenia depunea mult suflet în ceea ce făcea. Învățătoarea nu-și imaginează cum ar fi să renunțe la meseria sa, totuși pentru munca depusă și-ar dori ca profesorii să fie mai bine remunerați. Pretinsa majorare a salariilor cu 11% o consideră insignifiantă. E o muncă titanică. Dacă un salariu tarifar este de 2.955 de lei, 11% cam cât va fi. Plus la aceasta se mărește suma de impozitare. Nici alți profesori nu sunt încântați de așa zisa majorare. Practic nu ne ajunge nici la necesitățile gospodăriei. Și sperăm și noi că nu va fi ultima majorare și ne va ține de pământul ăsta natal. Învățătorii cred că statul ar trebui să-i plătească pe profesori astfel încât aceștia să-și petreacă timpul printre cărți, deoarece doar așa aceștia vor deveni din ce în ce mai buni pentru elevii lor.